Și dacă tot suntem în perioada în care stăm mai mult în case, atunci haideți să ne transformăm locuința într-un loc pe gustul nostru. Nu toți am făcut asta sub o formă sau alta și asta și-a propus însă colega noastră Ana Maria Gudu să ne arate. Exact. Este foarte dor de parcuri, de iarbă, de grădini cu flori, așa că le-a adus cumva în propriul ei balcon. Să știți că investiția a fost una minimă, mușcate și jardiniere. Da. Și ne-a împărtășit și nouă secretele de grădinar. Cum vă puteți transforma propria terasă într-un colț de natură unde să vă savurați liniștiți cafeaua, de exemplu? Vedeți chiar acum. Atunci când mergem la piață, este drept că ne cumpărăm în primul rând legume și fructe. Dar eu zic să nu trecem nepăsători pe lângă minunatele flori de primăvară care rezistă de altfel până toamna târziu. Eu voi alege niște mușcate caliope să-mi aduc primăvara în balconul meu și vă și arăt în curând cum le așez eu în jardin. Căci dacă nu ne putem bucura de primăvară în adevăratul sens al cuvântului, putem să aducem primăvara la noi în balcon. Nu contează dacă este sau nu spațios. Dacă îl avem, atunci înseamnă că suntem candidații perfecți pentru grădinăritul la scară mică. Mușcatele mele au rămas în ghivecele lor peste noapte aici în balcon, iar astăzi este ziua în care mă apuc să le așez în jardiniere. Am 6 la număr. Vor intra câte 2 într-o jardinieră. Mănuși de grădinar, o lopățică și o greblă, cu care începem să pregătim pământul care a stat peste iarnă în jardiniere. Pentru că mușcatele au deja foarte mult pământ din ghiveciul lor și este bine ca ele să-l păstreze pe acesta în jurul rădăcinilor, va trebui să scoatem niște pământ din jardiniere, adică pământul vechi de anul trecut, ceea ce nu este deloc rău pentru că oricum trebuie împrospătat. Prima jardinieră este gata. Mai am 5. Odată așezate în jardiniere, vine următoarea întrebare. Cum îngrijim mușcatele? E foarte simplu. Trebuie să le udăm măcar o dată pe săptămână. Asta dacă nu avem temperaturi foarte ridicate. Le fertilizăm o dată la 2 săptămâni. Și foarte important este să le curățăm florile trecute sau cele care s-au consumat pentru a forța și a încurajat, spunem, bobocii noi să înflorească mai repede. Se face foarte multă mizerie în balcon pe măsură ce scoatem pământ din jardinieră și adăugăm florile. Prin urmare, va trebui să apelăm cu încredere la mătură și la făraș și să mai facem și ordine din cred. Treptat, balconul începe să se transforme într-o grădină. Important este să aflăm mai multe despre plantele alese dacă vrem să le și meargă bine. Plantele vin din seră cu un fertilizator cu eliberare lentă în pământul lor. Prin urmare, acesta le va ține loc de nutrient pe o perioadă de 4 până la 5 luni, asta numai dacă temperaturile nu depășesc 20 de grade Celsius. Prin urmare, de prin mai, când temperaturile vor mai crește, vom începe noi să le fertilizăm cu soluția aceea lichidă diluată în apă. Ce alte flori ne recomandă specialiștii dacă vrem să avem un balcon înflorit? Iată! Cele mai indicate ar fi mușcatele tiroleze. Sunt cele curgătoare, o floare simplă. Am nevoie de apă moderată, să spunem, nu știu, o dată la săptămână, dacă e foarte cald, un pic mai multă. Ar mai fi pasiflora, care este o plantă cățărătoare, nu e pretențioasă deloc, are în schimb o floare foarte, foarte deosebită. Ar mai fi floarea de hârtie, bongavila. După atâta grădinărit, a venit vremea să culegem roadele. A trecut mai bine 2 ore și jumătate, nu este o muncă deloc ușoară, doar 6 jardiniere ați spune, dar este destul de greu, să știți. Satisfacția, în schimb, este maximă. Acum ele sunt îmbobocite, sunt pline de boboci. Iar eu, în curând, îmi voi savura cafeaua de dimineață, admirându-le înflorite, evident, și bucurându-mă de culoarea lor de un roșu coral.